Hei, salut, bună dimineața! Ne apropiem de final de săptămână și vreau să trag linie la exercițiul de conectare de data trecută, de săptămâna trecută, cred că fix joi a fost. Atunci am folosit un exercițiu pe care l-am văzut într-un film despre trauma lui Gabor Mate și acolo se întâmpla că mai mulți pușcăriași erau puși într-un cerc, iar o femeie dădea mai multe spețe, mai multe tipuri de abuz care se pot întâmpla în primii 18 ani de viață, și anume neglijare din partea familiei, umilire, devalorizare, abuz fizic, abuz sexual, și așa mai departe, frica de sentimentul de abandon, și de fiecare dată când se enunța câte una dintre aceste forme de abuz, ei erau invitați să intre, să facă un pas în față. Și la un moment dat au făcut toți un pas în față. E bine, am luat acest exercițiu și am zis, hai să vedem ce se întâmplă cu el afară, să vedem ce se întâmplă cu el în viața reală, să vedem dacă se justifică acest exercițiu pentru a vedea cam în ce fel de lume trăim. Și l-am replicat aici pe pagina de blog, unul la unul. N-am schimbat nimic, însă i-am rugat pe și v-am rugat să răspundeți cu nu dacă nu vi s-a întâmplat nicio formă de abuz în viață, sau cu like dacă ați trecut măcar prin una dintre aceste ipostaze. Răspunsurile au fost cumva așteptate. Like-uri au fost 662, iar nu-uri au fost 111. Deci, iată, există de 6 ori mai mulți oameni care au trecut printr-o formă de abuz în primii 18 ani de viață decât cei care nu au trecut. Da? Deci am putea să spunem că unul din 6 a fost privat de aceste forme de abuz, ceea ce este o realitate pe care ar fi să o privim într-o cheie de înțelegere, într-o cheie de compasiune, într-o cheie a unei realități pe care scrie traumă, a unei lumi în care s-au rostogolit tot felul de modele toxice și care au schilodit generații întregi de oameni. O realitate deloc roz, o realitate în care parcă ar fi bine să începem să privim mai atent ceea ce se întâmplă cu noi înșine, ceea ce se întâmplă cu oamenii din jurul nostru, fără să mai încercăm să idealizăm, fără să ne mai așteptăm ca ceilalți să știe, ca ceilalți să poată, și să încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat în sufletul celui de lângă noi și în sufletul nostru, pentru a putea percepe mai bine realitatea în care trăim, pentru că iată, unul din 6 oameni nu a trecut prin abuz, însă ce ne facem cu ceilalți care au trecut? Ei se întâlnesc între ei, și cei care nu au trecut prin abuz se întâlnesc cu cei care au trecut prin abuz și încearcă să formeze relații, și de aici se pot perpetua tot felul de dezechilibre, chiar și în tabăra celor care au fost crescuți, să spunem, într-un mediu curat, frumos, de iubire. Este o realitate, este o realitate testată, sigur nu este vreo mare știință, nu este ceva statistic complicat, este pur și simplu un sondaj simplu, însă ne arată o realitate destul de crudă, o realitate în care părinții noștri nu prea au știut foarte multe despre cum se crește un copil și au făcut ceea ce au putut, însă efectele nu au fost tocmai cele roz. Asta nu înseamnă că dacă ai trecut printr-o zonă de abuz în copilărie, ești obligatoriu avariat în viața adultă sau nu te poți descurca. Nu, sunt foarte mulți oameni care funcționează, slavă Domnului, însă fiecare își duce pe umeri o anumită povară. De asta cred că ar trebui să ne invităm mai mult la a fi deschiși spre a îi cunoaște pe cei de lângă noi, spre a înțelege pe cei de lângă noi și spre a-i judeca mai puțin,
Pentru că, până la urmă, foarte mulți dintre noi suferă, foarte mulți dintre noi au temeri, au frici, au, să zicem, zone de dark în care nu, pe care nu vor să le acceseze, și în care n-ar fi bine să ne băgăm. Așa că, dacă vrem să ne înțelegem unii pe ceilalți, haideți să eliminăm toată idealizarea asta care există în societate și toată perfecțiunea asta după care alergă foarte mulți și să încercăm să vedem faptul că suntem mulți, suntem oameni, avem dreptul să greșim, avem dreptul să suferim, nu toți am fost crescuți în iubire, și poate că e ok așa. Aștept să văd ce ar însemna pentru voi să vă schimbați puțin perspectiva și să ștergeți puțin lentilele prin care îi priviți pe cei de lângă voi. Pa!